Forțați de restricțiile impuse de pandemie, românii încep să-și redescopere țara. În căutarea unor destinații mai puțin aglomerate, turiștii au descoperit Podul lui Dumnezeu, principalul punct de atracție din nordul județului Mehedinți. Este unul dintre cele trei poduri naturale existente în lume și al doilea ca mărime din Europa. Un peisaj de vis și o istorie plină de legende fac din Podul lui Dumnezeu din comuna mehedințeană Ponoarele o destinație de vacanță perfectă pentru mulți turiști. Cum vi se pare? Este, cum se spune, da. E foarte frumos. Am fost la Podul lui Dumnezeu, peștera Ponoarele. E spectaculoasă. E deosebită. În schimb, ar trebui mai multe indicatoare ca să fie promovată. Asta e partea tristă. Dacă nu căutam pe Google, nu găseam. Cu ocazia COVID-ului am zis că mai bine trecem și pe în zonă, că n-am fost, nu prea merge pe România, nu merge pe străinătate. Legenda spune că în peștera de la Ponoarele locuia necuratul. Ascultând ruga oamenilor care voiau să scape de el, Dumnezeu a lovit tavanul peșterii, blocând intrarea. Necuratul a scăpat însă printr-o altă ieșire, dar în drumul lui s-a agățat cu ghearele de un deal. Astfel s-au format cele două câmpii cunoscute astăzi ca Afrodita și Cleopatra. Este o zonă virgină, este o zonă care abia acum deschide porțile turismului. Avem turiști în fiecare zi, în cursul săptămânii este plin, iar în weekend nu avem loc. După o plimbare pe pod, turiștii se îndreaptă apoi spre orașul Baia de Aramă, renumit pentru păstrăvăriile și preparatele din pește. Peștele care ne reprezintă este preparatul nostru, cu mămăliguță, mujdei, la grătar, prăjit. Iar zona uimește cu frumusețea ei la fiecare pas. Pe o rază de puțin peste 5 km sunt 5 peșteri. Balta, Cernavârf, Ponoarele, Izverna și Grota de la Izverna. Toată România este frumoasă și nu trebuie să așteptăm să facă ea ceva pentru noi. Noi toți putem să facem câte un pic pentru România. Și atunci ea va fi frumoasă, mare, întreagă și sănătoasă.